Gheorghe Ștefan a revenit astăzi într-o conferință de presă asupra unui subiect la care s-a referit și cu alte ocazii, și anume piața de gro pentru pește. Menționând că dorește să participe la inaugurarea acesteia, copreședintele PNL Giurgiu a spus că piața de gro pentru pește este o investiție fără viitor. Ca să vorbesc în slang, în termenii mei pescărești, l-am prins în cârlig pe domnul primar Barbu. L-am prins la înghesuială. Nu știe pe unde să mai scoată cămașa acum. Cum să facă să folosească și să exploateze această, nu bursă de pește, e centru de gro de pește, făcut pe bani publici, cu 2%, e adevărat, doar 2% contribuție locală. Domnia sa n-are voie să folosească angajații primăriei în exploatarea acestei burse. Eu știam, pentru că eu am făcut programul operațional de pescuit și ghidurile solicitantului și manualele de proceduri și știam ce scrie acolo și ce am scris în el. Producția de pește înregistrată în zonă este extrem de mică pentru ca o piață de gro pentru pește să fie una rentabilă, a mai atenționat Gheorghe Ștefan. Domnia sa o să trebuiască să pună la dispoziția unei firme sau unei organizații de producători. Dar vreau să vă spun că nicio organizație de producători din Giurgiu nu va putea susține această investiție, aș numi o faraonică comparativ cu producția de pește a județului Giurgiu. Și din acest punct de vedere subliniez și menționez și rămân la părerea că va fi un fiasco total și că mai devreme sau mai târziu va pune la dispoziția unei firme care o să vândă 3 kg de pește din Bulgaria. Pentru că astăzi, dacă vorbiți cu organizațiile de pescari de pe Dunăre, ei ies la mal cu circa 10 kg de pește. Administrarea pieței de gro pentru pește va fi și ea o mare problemă. Asta pentru că lipsesc cele mai elementare condiții pentru ca acest obiectiv să fie eficient. Și va fi în continuare această investiție un lest, o pierdere pentru municipalitate. Cetățenii municipiului vor contribui, vor cotiza în continuare la o idee de afaceri extraordinară a managerului Barbu, care nu are finalitate. Investiția pentru realizarea pieței de gro pentru pește a însemnat 1.500.000 de euro, iar cheltuielile pentru administrarea ei vor fi considerabile și în mare parte vor fi suportate din bugetul local. Piața urmează să fie inaugurată pe 3 octombrie.